Dimineața de 13 ianuarie a adus doliu în familia unei femei în vârstă de 70 de ani, care a fost pulberată de un autoturism în timp ce traversa petrecerea de pietoni situată pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Drobeta Turnu-Severin. Manevrele de resuscitare aplicate victimei găsită inconștientă la sosirea oamenilor legii au fost zadarnice, la final fiind declarat decesul. Un apel la 112 anunța la orele 10 ale dimineții un accident mortal petrecut pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Drobeta Turnu-Severin, după ce un bărbat de 80 de ani din comuna Obârșia de Câmp, aflat la volanul unui autoturism, a acroșat o femeie în vârstă de 70 de ani în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva. Pietonul a traversat bulevardul Nicolae Iorga și a fost lovit de un autoturism. Vom face verificări pentru a stabili cu exactitate cauzele împrejurile în care s-a întâmplat accidentul. Un echipaj de paramedici din cadrul detașamentului Drobeta Turnu-Severin a intervenit cu o ambulanță SMURT la un accident rutier produs pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Drobeta Turnu-Severin, în care un pieton a fost lovit de un autoturism. La sosirea salvatorilor, persoana se afla în stare de inconștiență. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale SMURT și SAJ, persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată. Am găsit-o în stop cardiorespirator cu traumă majoră. Am efectuat resuscitarea cardiopulmonară, dar fără rezultat. După 45 de minute am declarat-o decedată. Practic, impactul a fost foarte violent. Da. Probabil a fost foarte violent, nu știu circumstanțele efectuării producerii accidentului. Eu vă spun despre pacient, așa am găsit-o în stop, a preluat inițial zmurdu. Noi am continuat resuscitarea, dar fără rezultat, din păcate. Leziuni incompatibile cu viața. Aparent, da, sigur. Probabil și o după și fractură de cervicală, probabil, adică sigur, cu o fractură de braț anfractoasă, cu plagă toracică. Deci, da. Am înțeles că i-a fost smuls brațul, pur și simplu. Cam, da, sigur, a fost smuls brațul stâng. Bărbatul care se afla la volanul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta este cercetat în continuare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.